Vă salut, dragilor! Iulian Ignătescu sunt și sunt un simplu fotograf. Un simplu fotograf care acum, în octombrie 2018, mi-am dat startul unui nou proiect. Și asta să fotografiez lideri din diverse domenii. Lideri, adică conducători. Oameni care inspiră oameni. Aceștia sunt liderii. Asta mi-a dat frâu, fotografiind acești oameni minunați, să fac multe proiecte care inspiră și alți oameni. Așadar, aș dori foarte mult să vă invit la expoziția mea, care va avea loc pe 17 iulie 2019, aici în Julius Mall, de unde filmez acest clip. De ce expoziția mea? Expoziția mea o să vă inspire într-un mod foarte diferit. Am plecat cu o rulotă închiriată prin România să fotografiez anumite lucruri care mă inspiră. Și vă dați seama, ca fotograf profesionist, am scule cât de cât decente încât pot să scot fotografii foarte wow. Mai aveam și o oglindă fotografică. Toate acestea le-am luat în rulotă cu mine, pregătit să fac fotografii superbe pentru România și să am o expoziție wow. Dar, mergând la drum, mi-am adus aminte de întrebarea aia de la prietenii mei, care tot, Iulian, îmi recomanzi și mie un aparat foto profesionist ca să-l am și eu în vacanță? Ok, îți recomand un aparat foto profesionist pe care să-l ai în vacanță. Care e ăla? Păi acela este telefonul tău mobil. Ia-ți un telefon mai performant care să scoate fotografii cât de cât ok și asta îți va oferi mobilitate, dar și fotografii foarte faine. Asta m-a inspirat pe mine să fac aceste fotografii prin România, care mă inspiră cu telefonul mobil. Un simplu Huawei e destul de performant, cam de ultimă generație, e drept, dar l-am ales pentru că îmi scoteau fotografiile și modul de lucru cu el îmi oferea posibilitatea să lucrez exact cum aș lucra cu un aparat mirrorless. Așa că, dragilor, vă aștept la expoziția mea. O să fie ceva diferit față de ce a fost, pentru că sunt fotografii făcute cu telefonul. Și nu în ultimul rând, este în premieră în Suceava, dar nu se oprește aici, pentru că la foarte mulți dintre voi le-am dat invitații și în țară. Și așa că o să mai merg încă 6 orașe pe lângă Suceava, însemnând în Cluj, Timișoara, Brașov, București, Constanța și Iași, în care voi sta câte 7 zile și voi face niște lucruri foarte faine în timpul acestor 7 zile. Vă aștept cu drag și vă pup!